Eu nu vreau decât să vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit pentru apariția acestei cărți. Pentru că, de fapt, cartea este contribuția dumneavoastră, exprimarea sentimentelor pe care le-ați avut față de Părintele Nicolae, dragoste cât carul nici nu se poate măsura. Fiecare pagină te impresionează, te emoționează, îți curg lacrimi, amintiri și așa mai departe. Când le veți citi, o să vedeți că vă capturează. Să știți că această carte nu este numai cu contribuția mea financiară, mai mult decât jumătate, a fost contribuția dumneavoastră, a multora dintre dumneavoastră, cărora, sigur, vă mulțumesc foarte mult. Nu vorbesc în ordine de importanță cine m-a ajutat. Eu n-am făcut aproape nimic. A fost un grup de tineri care au corectat, au bătut la calculator, au aranjat în pagină, iar familia Tudor, despre care s-a vorbit, sunt fiii noștri sufletești, ne sunt mii. Nu vă pot spune cât a lucrat, că de fapt tot ceea ce vedeți aranjat în carte, ei au făcut. Iar domnul Grama, cel care este editorul, nici n-am cuvinte cum să-i mulțumesc, să știți că a făcut această carte fără niciun profit. Deci, s-a plătit doar costul efectiv al ei. Sigur că tuturor trebuie să le mulțumesc. Dar, de undeva de sus, a venit și un ajutor. Că toate lucrurile au mers așa, pas cu pas, și s-a realizat. În primul rând, toți pe care v-am rugat să scrieți, adică v-am rugat, am anunțat, dacă vreți să scrieți, ați trimis ceea ce ați simțit în termen. Și a fost foarte bine, încât s-a putut derula redactarea acestei cărți. Pentru că durează mult, durează luni de zile. De aceea, vă mulțumesc din toată inima și pentru că astă seară ați fost aici prezenți, deși e o zi mare de sărbătoare. Pentru mine este foarte impresionant, pentru că amintirile rămân amintiri. Viața de unul singur este mult mai grea. Și așa cum pentru dumneavoastră lipsește un părinte, pentru mine lipsește din foarte multe puncte de vedere. Dar încerc și eu, ajutată de toată lumea, iarăși trebuie să mulțumesc, toată lumea m-a ajutat. Nu vă spun cu câtă dragoste și cu câtă compasiune și n-am cuvinte. Până și părinții de la Șinca au venit. Uite, sunt acolo în spate, n-au vrut să vină în față. Nu e ușor să vii de lângă Brașov pentru o prezentare de carte. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați făcut, pentru că existați, pentru că îi păstrați o memorie, probabil așa cum merită. Mormântul e plin de flori, tot timpul cineva îl vizitează, nu numai o persoană. Candela aproape totdeauna am găsit-o aprinsă. Așa spuse în concluzie, vă mulțumesc și Dumnezeu să vă răsplătească toată dragostea și toată osteneala. Mulțumim.
Mulțumim din suflet